peste 100.000 de oameni, dar în stradă, în mai multe orașe din țară, sunt de asemenea manifestații: Cluj, Napoca, Sibiu, Iași, Brașov, Timișoara, Baia Mare, Constanța, Craiova, Bacău, Bistrița, Galați, Arad, Oradea, Focșani. Și mergem acum în fața sediului executivului. Acolo este Laurențiu Rădulescu și ne spune ce se întâmplă de la un moment la altul. Laurențiu, s-au mai liniștit lucrurile? Da, s-au mai calmat spiritele în ultimele 30 de minute. Oamenii, bună parte dintre ei, au revenit în Piața Victoriei. Continuă acest protest, a început în următoarele lume. Jandarmii și-au menținut acel cordon de securitate pe care l-au făcut încă de mai bine de 5-6 ore. Nu au mai existat violențe, jandarmii nu au mai aruncat cu grenade la fumigen. A fost o mare problemă din acest punct de vedere, pentru că forțele de ordine au aruncat la un moment dat, au tras acele grenade, iar între cei aflați aici în Piața Victoriei din capitală se aflau foarte mulți oameni în vârstă, foarte mulți copii. Cei care au venit copiii la acest protest au fost nevoiți să ia și să meargă repede spre casele lor. Am văzut foarte mulți bătrâni care au fost luați de ambulanțe, foarte multe persoane care au primit primul ajutor aici și destul de mulți oameni care de altfel au fost nevoiți să fie transportați la spital. Printre cei transportați la spital este vorba și despre mai mulți jandarmi, dar să sperăm că lucrurile nu vor mai degenera aici în Piața Victoriei. Laurențiu Rădulescu, mulțumim. Laurențiu rămâne în Piața Victoriei și urmărește ceea ce se întâmplă în fața sediului guvernului. Acolo este și colega mea, Carla Tănasie, iar alături de ea este și un protestatar. Carla, sunteți în direct. Da, suntem undeva în partea laterală a guvernului și este puțin mai liniște, însă atmosfera generală este de o agitație foarte mare și asta pentru că am văzut jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, cu fumigene. Am alături de mine unul dintre protestatarii din această seară. O să vedeți că între noi este acest gard, pentru că jandarmii nu le permit să iasă din acest perimetru. Bună seara și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara și haideți în stradă cu toții, că așa este bine. Eu sunt aici în calitate de părinte, soț, reprezint familia mea momentan și echipa de muncă la care lucrez. Dar mâine mi-au promis în mare parte, cel puțin colegii mei, că o să fie aici. Spuneți-mi cum vedeți tot ce s-a întâmplat în această seară, dacă vă așteptați să fie atât de multă agitație, dacă vă așteptați să dea cu gaze lacrimogene. Sincer să fiu, să cam face abuz din partea jandarmilor. Referitor la un gaz lacrimogene, când se face o chestie, un puțin scandal, da, să zicem că ar fi normal. Dar să aruncă din aer cu niște rachete, am fost, să zic, acum 3 sferturi de oră cel mult, s-au aruncat undeva în jur de 10, ne-am călcat în picioare, îmi pare rău că n-am făcut poze, eu nu sunt omul care să fac poze, să pot să le și arăt, cum fugeau ăsta, paramedici să-i salveze și bătrâni care n-au putut suporta lucrul ăsta. Îmi pare rău din partea jandarmeriei treaba asta și ce să zic, suntem foarte nemulțumiți, am fost plecat, am revenit în țară, o să plec iarăși pentru că nu, guvernul și parlamentarii, clasa politică nu ne dă nimic garantat, dar poate în seara asta și mâine seară o să ridice un semn de întrebare și o să spună: suntem în slujba cetățeanului. Asta este lucrul cel mai corect care trebuie să-l facă. Înțeleg că ați mai fost la proteste. Cum vi se pare atmosfera în această seară față de celelalte? Am fost la proteste și în alte țări. Și acolo, spre exemplu, dacă venea lumea mai multă, ne delimita spațiul, ne-l făcea mult mai mare. Chiar dacă autorizația era numai pentru, să spunem, 5 metri de stradă, deci blocat toată strada, într-o țară străină ne-au dat dreptul. Referitor la Londra, ultimul meeting, ordonanța 13, am fost acolo și nu s-a pus problemă. Iar aici nu. Aici stai și îți dă cu gaz să fugi, pentru că așa trebuie. Ați fost în partea cealaltă, unde lucrurile au fost mult mai agitate. Ce s-a întâmplat? Cum ați simțit tot ce s-a întâmplat acolo? Abuzat. Pe scurt, abuzat. Vă mulțumesc, vom rămâne în continuare aici și vă vom arăta ce se întâmplă. Cu siguranță oamenii vor mai rămâne, nu dau semne că vor să plece în curând de aici, din piață. Cordon de jandarmi care s-a infiltrat între protestatari și urmărim imagini în direct.
văzusem acest cordon de jandarmi pornind din partea stângă, de lângă sediul guvernului. Au intrat în rândul protestatarilor. Vedem că încearcă să îi trimită din fața sediului executivului, practic să golească piața. Iar reacția oamenilor o vedem în aceste momente. Oamenii au început să alerge, unii încearcă să riposteze. Cristi Popa este în Piața Victoriei și ne poate explica mai bine ce se întâmplă acolo. Cristi, te ascultăm. În momentul de față vedem o mulțime importantă care vine dinspre guvern în zona noastră, cel mai probabil s-a dat din nou cu gaz lacrimogen. Același lucru s-a întâmplat în urmă cu 15 minute. Sunt oameni pe care îi vedeți cum abia mai respiră și este... Ce s-a întâmplat? Au gaz lacrimogen. Uitați norul de gaz. Vedem un jandarm în doi jandarmi în rândul protestatarilor, iar oamenii încearcă să îi baricadeze, să formeze un lanț în jurul lor. Sunt și o fată. Cum, Dan? Și o femeie. Una dintre cei doi jandarmi este o femeie. Este o fată jandarm, sunt doi jandarmi, într-adevăr, una dintre persoane este femeie, iar protestatarii i-au încercuit și în momentul de față îi... din spate. Da, în momentul de față îi îmbrâncesc și îi lovesc. Protestatarii îi lovesc cu pumnii. Incredibil. Și practic îi baricadează lângă gardul acela apus, tocmai ca să nu... Vedem totuși că sunt și protestatari care încearcă să-i tragă deoparte. Să-i apere. Da, să-i apere pe jandarmi. Uitați, bărbatul cu tricou negru încearcă să-i apere pe jandarmi. Tare sunt curios dacă de data asta jandarmerii va face treaba să ne spună cine sunt acești oameni, să identifice, să ne spună cine sunt. Unde lucrează, ca să știm exact identitățile lor, să știm dacă sunt cu adevărat protestatari, dacă sunt oameni din diasporă sau sunt cine știe ce... Dar unde sunt foarte de jandarmi? Dacă noi vedem asta la televizor în secunda asta, în mod evident, ei văd lucrurile astea, este inexplicabil. Vedeți că o mână de oameni, practic, i-au este scos Tefer de acolo. Da. Ce căutau oamenii? Tot doi... protestatarii până la urmă i-au scos Tefer de acolo. Incredibil. Căutau cei doi jandarmi. Și ceilalți jandarmi i-au abandonat. Păi și unde s-au dus? Fugeau mai devreme, fugeau. Practic, jandarmeria își pune în pericol proprii oameni. Da, și abandonează, adică asta este un lucru de bun simț, nu-ți lași niciun om în spate. Uitați cordonul de jandarmi. Incredibil. Se trage cu gaze lacrimogene. Laurențiu Rădulescu, dă-ne mai multe detalii despre ce se întâmplă acolo. Ne-am găsit de undeva din partea opusă a pieței Victoria, dinspre șoseaua Buzești au venit câteva echipaje de jandarmi însoțiți de polițiști. Văd foarte, foarte multe mașini de poliție undeva. O să rog pe colegul meu dacă poate strânge cumva cadrul în față, nu știu cât se poate vedea. Practic, cei care erau aici în Piața Victoriei din capitală au fost luați prin surprindere de aceste contingente de jandarmi. Iată, îi vedem pe militari cum avansează în momentul de față. Se încearcă, din câte reușesc să-mi dau seama, evacuarea pieței Victoria, pentru că și dinspre guvernul României văd echipaje de jandarmi care vin înspre manifestanți. Este o luptă pe care în momentul de față o cască a unui jandarm, am văzut-o, un jandarm rănit undeva în partea dreaptă a mea, a fost ajutat de un coleg de-a lui să se ridice. Practic toți cei care sunt în acest moment în Piața Victoriei cred că vor fi evacuați.
Sunt foarte mulți tineri, foarte mulți oameni pe care îi văd că aruncă în forțele de ordine cu diferite obiecte. Jandarmii încearcă să se ridice, încearcă să se regrupeze, din câte îmi dau seama. Claudiu, o să te rog, Claudiu, dacă poți undeva în partea stângă a ta să ne arăți ce se întâmplă. Iată și gazele lacrimogene care sunt date, de asemenea grenade lacrimogene cu un efect mult, mult mai puternic, care au venit dinspre jandarmi, dinspre cei aflați aici în piața Victoriei din capitală. Se aruncă cu sticle, se aruncă cu bolovani pe de o parte, se dau cu gaze și cu grenade lacrimogene din altă parte. Am văzut și câteva persoane care pur și simplu, cărora pur și simplu li s-a făcut rău în momentul în care a început acest, dacă îi putem spune, atac final al jandarmilor, această evacuare a pieței Victoria. Iată ce se întâmplă în centrul capitalei. Sunt imagini greu de descris. Pe de o parte, oameni care aruncă cu sticle, cu bolovani, vă spuneam ceva mai devreme. Pe de altă parte, forțele de ordine încearcă să-i scoată din această zonă. La mijloc, vă spun, sunt autoturisme pe care le-am văzut lovite. Sunt oameni care au protestat pașnic până acum și pe care i-am văzut încercând să se retragă cât mai repede cu putință din această zonă pentru a nu fi răniți. Este un adevărat război între forțele jandarmeriei, între protestatarii de aici din Piața Victoriei. Cred că undeva în dreptul jandarmilor a fost aruncată și o torță, dacă nu mă înșel. Cred că este vorba despre o torță, probabil că o vedeți acum. Jandarmii s-au regrupat undeva înspre guvern, au ocupat piața, acum Piața Victoriei este plină de jandarmi și pe de altă parte îi avem pe manifestanți care încearcă dinspre Buzești, din partea opusă, să vină și să împingă pe jandarmi aflați aici din nou înspre sediul executivului. Este o bătaie de stradă, nu este o exagerare, vă spun, torțe sunt aruncate în continuare spre forțele de ordine, foarte multe sticle, foarte multe pietre, am văzut de asemenea borduri dislocate pentru a face din aceste borduri bolovan și a face din ele adevărate arme împotriva forțelor jandarmeriei. Îmi cer scuze pentru calitatea transmisiei, pentru că pur și simplu gazul care este împrăștiat abia îți dă voie să vorbești. Jandarmii pe care îi vedem acum sunt într-un dispozitiv destul de mic, câteva zeci de jandarmi. Tinerii pe care colegul meu Claudiu Ristea vi arată sunt tineri care vin din partea opusă, dinspre zona Buzești. Jandarmii stau acum pe loc și undeva în spatele meu, o să rog din nou pe Claudiu să vă arate, undeva în spatele meu, haide puțin înspre car, Claudiu, ca să fim și noi în siguranță. Văd mai multe contingente de jandarmi care se regrupează. Sunt jandarmi care de altfel au ocupat întreaga Piața Victoriei. Haideți să facem câțiva pas să vedem, Laurențiu, dacă ni se permite acest lucru. Scutierii vin spre noi, se dă cu gaz lacrimogen. O să ne retragem puțin. S-a dat cu gaz lacrimogen în această zonă. Sunt foarte mulți oameni, vedeți, oameni pașnici, vă spun sincer, care stăteau în acea zonă și care, iată, au fost loviți de gazul lacrimogen. Claudiu, o să te rog, hai să ne apropiem puțin de car, Laurențiu, că este cel mai sigur loc din care putem transmite. Te rog. Cristi Popa, alături de noi în continuare. Cristi, în ce zonă te afli și care este situația la tine? Vom încerca să refacem această legătură. Vă reamintesc puțin, după ora 23, un cordon de jandarmi s-a îndreptat din partea stângă a sediului guvernului și a intrat în rândul protestatarilor cu gândul, vedem, de a evacua Piața Victoriei. Laurențiu Rădulescu, în continuare, alături de noi. Laurențiu. Da, o să vreau să vă arăt un autoturism al cărui geam a fost spart. Sunt câțiva tineri în interior, acolo, care au apucat să se refugieze din Piața Victoriei. Sunt cel puțin 4-5 persoane în această mașină pe care le vedem pur și simplu baricadate acolo. Forțele de ordine au încercuit întreaga zonă. Sunt câteva sute de persoane față în față cu jandarmii acum în Piața Victoriei, care aruncă cu diferite lucruri, care aruncă cu bolovani, cu sticlă înspre jandarmi. S-a dat cu foarte
mult spray lacrimogen cu foarte multe petarde și vedem inclusiv tunul de apă. Vedem inclusiv tunul de apă folosit acum. O să încercăm și încerc scuze pentru acest lucru, să ne retragem, să facem câțiva pași în spate, pentru că există riscul de a fi loviți de pietrele care sunt aruncate și de sticlele aruncate de cealaltă parte a baricadei jandarmilor. Iată, vedem acum acel tun de apă despre care am vorbit și în intervențiile anterioare. A fost adus undeva în dreptul muzeului Antipa pentru a interveni. Aici este comasat un grup destul de intens de manifestanți. Sunt câteva zeci de persoane, din câte reușesc să-mi dau seama. Se încearcă să se dea cu acel tun de apă pentru a împrăștia pe toți cei care sunt strânși în această zonă. Se acționează pe mai multe flancuri. Pe de o parte, jandarmii au mers înspre zona Buzești, acolo unde se aflau câțiva manifestanți. Vă spun, o parte dintre ei pașnici pe care am văzut pe parcursul întregii zile s-au dat cu gaze lacrimogene și au fost persoane care pur și simplu veniseră aici în Piața Victoriei să protesteze pașnic și care, iată, au fost nevoite, sunt nevoite să sufere efectele acestor gaze, un efecte deloc plăcute, vă spun sincer. Pe de altă parte, un alt contingent al jandarmilor a mers înspre șoseaua Chiselev, înspre zona Antipa, acolo unde văd în continuare refugiați câteva zeci de manifestanți. Se încearcă cu ajutorul tunului de apă și a gazelor lacrimogene dispersarea lor. Oamenii acuză forțele de ordine, spun că nu este drept ce se întâmplă, spun că au vrut ca astăzi să aibă un nou protest pașnic, să nu aibă de-a face practic cu absolut nicio provocare și nu înțeleg acum de ce sunt nevoiți să sufere, să treacă prin astfel de lucruri. Zboară inclusiv pietre pe lângă noi, să mai facem câțiva pași. Laurențiu, vedem din ce în ce mai mulți jandarmi care vin în piață tocmai pentru a elibera zona, iar da, oamenii s-au dus înspre muzeul Antipa, acolo unde spuneai că este și tunul cu apă. Oamenii s-au dus cam înspre toate locurile unde se puteau duce. Spun sincer, s-a intervenit concentric din partea jandarmilor, s-a intervenit din mijlocul, din alveola Pieței Victoria, o alveolă care era ocupată de manifestanți, iar apoi jandarmii au adus trupe suplimentare, trupe care se aflau în jurul guvernului, dar care nu intraseră în scenă până acum, iar din acea alveolă, din mijlocul Pieței Victoria, automat s-a trecut la dispersarea tuturor celor care se aflau în fața executivului, în fața guvernului. O parte sunt înspre muzeul Antipa, pe șoseaua Chiselev, sunt împinși, văd acum, pe șoseaua Chiselev spre Arcul de Triumf, o altă parte pe Bulevardul Aviatorilor, acolo văd foarte multe echipaje medicale, sunt echipaje care acordă prim ajutor și nu în ultimul rând alte trupe care au mers înspre Buzești, ducând adevărate lupte de stradă cu manifestanții. Am văzut ceva mai devreme și persoane transportate de jandarmi, persoane rănite și chiar în timp ce tu ne relatai ceea ce se întâmplă la fața locului, persoane care au fost afectate de gazul lacrimogen. Te vedem în imagine în momentul acesta, Laurențiu, și vedem în spatele tău jandarmi care continuă să înainteze. Bun. Haideți să facem câțiva pași. Hai, Claudiu, să încercăm să arătăm ceva mai de aproape ce se întâmplă. Îți spuneam de altfel ceva mai devreme că zona Chiselev este o zonă care a fost vizată pentru un asemenea protest. Acolo este tunul de apă care a fost pus și care are rolul de a împrăștia pe protestatari. Continuăm să mergem spre acea zonă. Da, foarte multe persoane care au fost transportate, ceea ce spuneai și tu ceva mai devreme, spre unități medicale, spre ambulanțe. Am văzut și am ajutat inclusiv noi oameni care au inhalat acel gaz lacrimogen și care practic îți taie respirația în doar câteva secunde. Nu ai voie să stai mai mult de câteva secunde și să inspiri acel gaz lacrimogen și mă refer în primul rând la cel care este tras din acele tuburi mari ale jandarmilor, pentru că acela este mult, mult mai nociv decât ceea ce s-a întâmplat undeva în jurul după amiezi, atunci când jandarmii încercau oarecum și au mai dat cu spray lacrimogen, dar cu altfel de arme. Ei bine, iată ce se întâmplă pe șoseaua Chiselev acum. Este vorba despre